Așa au petrecut vineri după amiază în grădina publică a Centrului Cultural Ice Brătianu câteva mii de copii. Cu toții s-au distrat de minune la spectacolul îndrăgitei trupe Gașca Zurli. Sunteți gata? Sunt mânuțele! Sunt curățile! Perfect, Doamne, ce imagine frumoasă! Lulu, tu vezi ce e aici? Da! Uite-te! Chemăm muzica împreună să se audă până în crâng! 3! La debutul spectacolului, Petre Emanuel Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău, a ținut să le mulțumească celor aproximativ 3.000 de copii și părinți care au ținut să asiste la show-ul de zile mari al celor de la Gașca Zurli. Vreau să mulțumesc vouă, părinților voștri, învățătorilor, educatorilor și așa mai departe. 1.000 de vorbe, un ban nu fac, că o să vă plictisesc, mai ales ne grăbim să nu vină ploaia. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că vremea este excelentă. Încă o dată, Consiliul Județean mulțumește la toți care au putut să facă posibil acest eveniment. Mulțumesc aparatului propriu al Consiliului Județean, Teatrului George Ciprian. Întâlnirea copiilor din Buzău cu îndrăgitele personaje din Gașca Zurli a avut loc în cadrul ediției a 5-a Festivalului Buzău Fest și Zilele Chișinăului la Buzău, eveniment organizat de Consiliul Județean Buzău, care s-a desfășurat în perioada 2-4 iunie la Buzău și la Sărata Monteoru.